Caz șocant în județul Vaslui, un primar a fost lovit cu fierul decălcat chiar de amanta sa. Edilul a obținut un ordin provizoriu de protecție împotriva femeii cu care are și un copil, dar a renunțat la el chiar în fața judecătorilor. Mai mult despre subiectul acesta ne vorbește Cristi Georgescu, corespondent Antena 3 CNN. Te ascultăm, Cristi. Bun găsit! Primarul din județul Vaslui și amanta sa au traversat o perioadă tulbure pe plan amoros, care ar fi împins-o pe femeie să meargă chiar acasă la edil și să pornească un scandal. Reproșurile aduse făceau referire la faptul că bărbatul nu avea grijă de copilul pe care îl au împreună și nici de femeie. Doar că discuțiile nu au fost tocmai amicale, așa că femeia s-a înfuriat peste măsură și l-a lovit pe primar cu fierul decălcat. Dar nici atunci nu s-a potolit, așa că acesta a fost nevoit să cheme poliția. Evenimentul s-a petrecut pe 8 septembrie, iar la acel moment primarul a făcut chiar și plângere împotriva amantei răzbunătoare, astfel că poliția a dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, care a fost și confirmată de procurori. Cercetările au fost continuate ulterior de către parchet, care mai apoi a înaintat către judecătorie o cerere pentru acordarea unui nou ordin de protecție. Imediat însă primarul s-a răzgândit și a renunțat să mai meargă în instanță. Și amanta acestuia a făcut declarații în spațiul public, unde a negat anumite zvonuri care circulau despre relația lor. Femeia a mai spus chiar că cei doi s-au împăcat și că ea nu reprezintă un pericol pentru primar.